De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Deschidem lucrările ședinței. Bună ziua! Deschidem lucrările ședinței ordinare pe luna februarie, lunii februarie. Avem două persoane online, restul suntem prezenți. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare cu suplimentarea propusă? Nu o să mai dau citirea acestuia, bănuiesc că fiecare dintre noi cunoaștem proiectele. Vă întreb dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Înainte de a intra în ordinea de... Domnul Dumitru, ordinea de zi, votul. Da. Doamna Sticlaru? Pentru, da. Mulțumim. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să supun la vot, vă întreb dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie. Dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal al ședinței din 31 ianuarie. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct avem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești pentru anul 2024. Dau cuvântul domnului secretar general pentru referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Bugetul de stat pe anul 2024 a fost elaborat și aprobat în contextul păstrării echilibrului macroeconomic, astfel încât previziunile de creștere economică pe acest an și deficitul de cont curent să fie menținute în limitele proiectate. În acest context, prin prezentul proiect de hotărâre, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2024, având ca sursă de finanțare fonduri proprii de la bugetul local, sume de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, venituri de la Consiliul Județean și de la alte instituții, conform contractelor de finanțare, asociere și venituri din activități autofinanțate. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate. Avem la acest proiect Comisia numărul 1. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Nu, stați un piculeț, că avem un amendament la acest proiect. Îl rog pe domnul secretar să citească amendamentul. Prin adresa numărul 1998, din 6.2.2024, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh solicită modificarea bugetului de venituri și cheltuieli depus inițial prin redimensionarea anumitor categorii de cheltuieli, respectiv fondul de handicap aferent fondului de salarii pe seama titlului 20, ca urmare a încheierii unui contract cu o unitate protejată. Facem precizarea de asemenea că valoarea totală a bugetului este neschimbată. Anexa bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Onești, anexa 8, va fost transmisă și va fi cea în forma finală potrivită amendamentului depus. Dacă sunt discuții la proiectul de hotărâre și la amendament... Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, sigur, eu nu să particip la vot la acest proiect. La fel, nu mai nimic Consiliul de Administrație, nici eu nu particip. Deci eu, Andronache, ești patru, e doar. Am făcut așa o comparație față de bugetul pe 2024, față de cel de 2023. Văd la total venitul o scădere cu 30 de milioane. Asta din primul rând al bugetului.
Am pus întrebarea asta, n-am scuze că l-am la comisie timp util, dar am întrebat cu domnul director de spasmul românească. Am văzut aici o scădere la vânzări, bunuri și servicii. 30 milioane diferența față de anul trecut, de la 48 milioane la 18 milioane. O să am, cu răbdare, vă rog cum să mă iertați că o să am ceva de întrebat. Am văzut că față de bugetul de anul trecut și anul acesta, cred că și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, documentația VIS-ISU se tot perpetuează această valoare. S-a reușit până la urmă a VIS-ISU al clădirii primăriei. Asta e o poveste veche pe care... destul de delicat obținerea avizului ISO ca la multe alte clădiri, adică nici spitalul nu-i chiar avizat ISO. O tot văd, caută soluții, ar trebui anulate două etaje, s-au făcut o platformă, încă se caută soluții de avizare ISO. Am văzut că la piață acest bani care le-au rămas deșilor se duce pe aviz securitate la incendiu, pe parte de investiții. N-am văzut, a spus dumneavoastră, a spus în ședință atunci că vor fi suplimentări pentru a se asigura soluții. Izolăm piața. Bun, asta. Ce-am mai văzut la bugetul față de anul trecut și anul ăsta nu e, anul trecut mi-ați răspuns la ultima ședință că nu există telefoane plătite de primărie, dar bugetul de anul trecut au fost 30.000 de lei telefoane mobile. Pe telefonie, bugetul din 2020, în bare s-au cumpărat telefoane mobile anul trecut. La ultima ședință mi-a spus că nu există telefoane de servicii. La ultima ședință a spus că nu există telefoane de servicii. Și nu sunt telefoane, sunt pe compartiment, nu sunt pe persoană. Vă rugați încă un angajat al dumneavoastră ne-a blocat și nu mai putem avea acces la informații atunci când avem nevoie. Dumneavoastră mi-a spus că nu există telefoane de servicii în primărie. Da, nu sunt telefoane. Acum sunt. Nu sunt telefoane de servicii, sunt telefoane de compartiment pentru diferite grupuri sau unei persoane. Sunt de serviciu atâta timp cât sunt cumpărat din metru local, clar că sunt de serviciu, nu sunt personal. Da. Cu altfel, e în advertență care se dacă îmi permiteți, domnul președinte, da. Nu există aici angajații domnului primar, da. Sunt angajații ce noștri, ca să lămurim lucrurile. Angajații primar, ce spuneți așa, dar am exagerat. Domnul președinte, domnul primar, domnul ce scuze. La dezvoltare. Cheltuieli de dezvoltare am văzut o scădere de aproape 40 milioane de lei față de anul trecut, în bugetul din anul acesta. Dar puteți să-mi dați un răspuns pe această problemă. Sunt proiecte, o multitudine de proiecte care s-au finalizat anul trecut. Anul ăsta ce vedeți bugetat este un rest din acele proiecte care au mai rămas nefinalizate. Deci, parte din ele, mare parte, s-au finalizat. De aici provine diferența de valoare. Asta e vorba de proiecte de fonduri europene, cea mai mare parte. De asta e vorba, de sumele acestea. E prima dată când văd această scădere de la an la an. În acest moment, asta e situația, asta am bugetat. Nu... Asta înseamnă numai puține investiții în acest oraș, în acest an. Nu neapărat. Dacă analizăm anul trecut, o să vedeți că multe sunt contractate în timpul anului și practic sumele vor fi bugetate și în timpul anului. Adică apar modificări în timpul anului. Total cheltuieli de la 120 la 72, mai mult. Dar de ce sunt scădere? Cel puțin vorbim, toate că taxele și impozitele au crescut cu cel puțin cu data inflației. M-am întâlnit o întrebare și nu am răspuns. Unde provine diferența de la vânzări de bunuri și servicii de 30 milioane? Deci anul trecut s-a modificat un cont în care s-au bugetat transferurile voluntare, altele decât subvenții. E vorba de sumele de la Consiliul Județean. Au fost bugetate într-un alt cont anul trecut. Dar asta nu înseamnă că s-a finalizat, e vorba de buget, ce se întâmplă la începutul anului. Nu înseamnă că a rămas definitiv până la final. Diferența de aici provine. Deci anul acesta s-au bugetat într-un alt cont decât anul trecut.
Deci ar trebui să facem o analiză minuțioasă pe fiecare cont ca să putem delimita exact. Aici am înțeles ce spune dumneavoastră. Gradul realizarea veniturilor proprie al bugetului municipiului Onești, anii 2026, s-a situat sub 97%, prin urmare veniturile proprie de anul 2024 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din anul precedent, la care s-a dat culoare inflație. La venituri proprii, văd mai puțin, nu mai mult. Fiecare dintre elementele care constituie veniturile au o modificare. Unele dintre ele minus, altele în plus. Eu zic valoarea finală, nu mai pe capitole distincte. Valoarea finală. Acea sunt 100 de milioane, anul trecut asta 106. Deci nu pică cu ce a spus dumneavoastră. La care s-au adăugat și o valoare inflație. Faceți analiză pe venituri proprii. Așa scrie aici, prin urmare, veniturile proprii. Pentru anul 2024 a fost fundamentat la nivelul veniturilor din casă anul precedent la care s-a adăugat inflația, 10,1%. Exact. Este scrisul dumneavoastră, nu urmă. Veniturile proprii sunt doar cele din taxe și impozite locale. În categoria asta de venituri cei bugetați sunt și alte tipuri de venituri și anume avem contracte de asociere cu Consiliul Județean, care anul trecut erau bugetate pe un anume cont. În timpul anului s-a modificat și acum ele sunt bugetate direct pe secțiunea de dezvoltare. Concret, 37,50 anul trecut, anul acesta e 43,39, dacă vreți să vă mergeți direct pe buget. Adică ar trebui analizat fiecare dintre conturile pe care dumneavoastră le comparați 2023 și 2024. Exact la fel le compar. Exact la fel. Le-am pus în oglindă. N-am făcut altceva. Atunci haideți să facem și o coloană de diferență, facem un Excel, facem o coloană de diferență și analizăm fiecare diferență, ca să putem trage o concluzie. Eu zic partea finală de sus, nu... Dar nu toate veniturile, totalul nu este alcătuit doar din venituri proprii, asta încerc să spun. Sunt și alte categorii de venituri, de exemplu, veniturile din asocieri nu sunt venituri proprii. Dar ansamblul bugetul a scăzut cu 30 milioane, față de anul. Asta mă puteți contrazice? Nu mă pot contrazice. Mulțumesc. Discutăm de veniturile celor două secțiuni, nu? Bănuiesc. De total. Și atunci, pentru secțiunea de dezvoltare, v-am enumerat mai devreme de unde provin modificările. Da. V-am întrebat la început de unde provin, sau mă rog, unde s-a bugetat la Clubul Sportiv Trotușu 63.000 de lei. Materiale, prestări, servicii, caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcțional. Da, e vorba de niște echipamente. Niște echipamente pentru sportiv și niște, din câte am înțeles, niște cheltuieli. Înscrierile în competiții, exact. Mai multe cheltuieli. 60.000 de lei pe un an întreg, cel puțin la secția de box, sau nu le s-au luat niciun echipament până acum. De la început, de când lucrează cu echipamentele sportiv lor copii. Sunt legitimați, păi nu sunt legitimați, pentru că nu au avut nici buget de legitimare anul trecut. Okay. Anul trecut a pornit, așa cum a pornit. Da, să nu se întâmplă. Totuși, la 30, la 3.000 de lei cheltuieli de transport, nu știu ce se poate face într-un an de zile competiții cu 3.000 de lei. Vedem înscrisi, vedem legitimați. Am pus o sumă la transport care se poate modifica în a doua parte a anului, după luna așa. Are în vedere a se face o afiliere la federațiile naționale? Păi asta e și ideea. Box, badminton și șah? Da, sigur că da. Nu li s-au luat echipamente. Anul trecut n-au avut buget pentru nimic. Nu echipamente, nu... Deci materiale. Spuneți dumneavoastră că la box vor fi în jur de 40. Sunt. Un lucru bun. Dar la celelalte discipline cam pe cât decolizați? Nu știu ce să vă spun la momentul ăsta. Cu siguranță. Totuși cred că a privit la următoarea ședință să vină la domnul care se ocupă de acest club să răspundă la niște întrebări dacă se poate. Mi-ar plăcut să fie în sală, dar se pare pe mine. Am întâi de ar fi, pentru că văd că totuși la capitolul salarizare avem 183.000 de lei bugetați. În punctul meu de vedere, e o sumă mare și cred că... Cum ați socotit că e mare la 3 antrenori, 180.000? Păi nu știu ce să face, că nu auzit nimic despre club la momentul de față. Socotiți un pic 3 antrenori, un director și 2 antrenori. Din 60.000 pe an înseamnă 50.000 de luni pe lună, 5.000 de lei pe lună cu tot cu taxe, adică un salariu de până în 3.000 de lei. Da, asta înseamnă, asta multul care îl spuneți dumneavoastră, e un salariu de până în 3.000 de lei. În condițiile în care nu știm ce s-a făcut pe această
pe acest club și invităm la sală. Dacă ne spuneți și unde își desfășoară activitatea și unde se fac competiții. Sala de box. Celelalte discipline unde își desfășoară activitatea? La bibliotecă, cred că, din câte știu, șahul și probabil la o școală. Nu exact nu știu unde e badmintonul. Așa ar trebui. Da, eu aș pune și întrebări acum, toate că domnul Mănescă Dorghe, domnul Agapi, spuneți că e directorul clubului sportiv. De cât sportiv pe ramură, asta Mănescă o să ne spună dânsul. Cred că ideal ar fi să-l chemăm la o ședință ulterioară și să-i solicităm să răspundă personal la aceste întrebări, că poate la multe nu puteți... Poftiți? Să avem ceva, tot ceva legat de buget, dacă vorbim de activitatea clubului sportiv, măcar să avem ceva. Așa să fie tot ceva legat de bugetul la problemă acum. Bugetul s-a aprobat. Bugetul s-a aprobat acum. Trebuie să mai discutăm data viitoare cu același buget, doar de activitatea viitoare acestui club, pentru că s-a dorit și se dorește ca acest club să completeze ceea ce nu reușesc celelalte cluburi. Dar celelalte cluburi au și ele acele ramuri sportive. Întrebarea mai era dacă s-are... Asta putem să aflăm noi oricând. Deci, cred, domnul Adunace, domnul Zațu, mai aveți întrebări? În momentul ăsta nu. Dacă nu este domnul care ar putea să răspundă la întrebări, cu ce vorbim? Experiențe? Așa nu vă spun. Mai sunt discuții pe proiectul de buget sau pe amendament? Dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Nu am reușit să număr întrebați cine e împotrivă și sau obține. Cine este pentru? E bine? Pentru amendament. Așa. Cine este pentru? A ridicat mâna. Nu, mi-ați spus că nu se aude. Mi-ați spus că nu se aude, domnul sergent. După care, când dumneavoastră, când v-ați aprobat, aveți cineva mai spus să mai votăm o dată. Și atunci n-am auzit din ce a spus domnul... Am înțeles, am înțeles. Atunci domnul secretar nu reușit să se numere. Mulțumesc. Important este să fie acuratețe la numărat, chiar dacă ridicăm mâna de două ori. Am înțeles cine a fost pentru abțineri dacă avem la acest proiect. Așa. Trei abțineri și online o să vedem. Și cine? Împotrivă, după aia. Împotrivă? Domnul Dumitru? Abținere. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Acum votul pentru proiect. Cine este pentru proiectul de buget? Abțineri? Împotrivă? Nu avem. Domnul Dumitru? Abținere. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Trecem la următorul, proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2024-2025. Dau cuvântul domnului secretar general pentru prezentarea raportului, referatului de aprobare. În vederea asigurării accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea structurii de învățământ, subordonată acelui așa ordonator principal de credite, în condițiile legii. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul școlar 2024-2025. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 3. Mulțumesc, domnul sergentul. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă avem. Dacă nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la următorul proiect de hotărâre.
proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Scontulierat Dr. Buca Onești a unor echipamente medicale. Domnul secretar, vă rog, referatul de aprobare. Având în vedere adresa compartimentului de specialitate prin care ne comunică finalizarea contractelor de furnizare echipamente medicale, proiectul de hotărâre propune darea în administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești a echipamentelor medicale achiziționate în vederea gestionării eficiente a acestora. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? La fel, dacă îmi permiteți, nici la acest vot nu voi participa. În regulă. Vă rog frumos să consemnați. Că... 3. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCDPP Onești S.A. pe anul 2024. Are cuvântul domnul secretar pentru prezentarea referatului de aprobare. Municipiul Onești are ca obiectiv alocarea sumelor necesare pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activităților SC domeniul public și privat Onești S.A., ținând seama de posibilitățile financiare și de prevederile legale aplicabile, motiv pentru care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale domeniul public și privat Onești S.A. pe anul 2024. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Avizul comisiei numărul 1, domnul Șitare. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă sunt? La fel, dacă îmi permiteți, la acest proiect grupul USR Plus nu participă la vot. Regulă. Dacă nu avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre, vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Dumitru? Abținere. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. S-a consemnat. Da. Trecem la următorul proiect al ordinii de zi, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, cu modificările și completările ulterioare. Domnul secretar, aveți cuvântul. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Onești, domnul consilier local Moraru Marian Dorin înaintează demisia sa din cadrul de Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Ținând seama de prevederile legale în domeniu, în vederea funcționării în condiții de legalitate a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal, se propune numirea unui alt membru supleant. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre cu mențiunea că va trebui să faceți nominalizările de vigoare. Vă rog, avizul comisiilor de specialitate, domnul sergentul, comisia 3. Mulțumesc. Comisia 4, aviz favorabil. Avem propuneri? Da. Vă rog, domnul Bujor. Aș propune ca o propunere așa personală să facă parte tot un coleg de-al nostru de la PSD, fiindcă domnul Moraru facea parte din grupul de consiliere a PSD. Am încercat să-l luăm la situație așa, ca la nivel de discuții, l-avem deja pe domnul Dobuș. Ca să se balanceze. Deci avem deja un membru suplimentar și avem un membru, adică, dacă ar fi ideal, ar fi să nu decurge tot ăla. Înțeleg că aveți o propunere. Nu. Haideți să luăm o pauză de 2 minute ca să nu lăsăm proiectul.
Nu,
Avem rezultatul votului. Avem votul valabil exprimat de 19, 16 pentru, un vot împotrivă, două abțineri și un vot nul. Nu. Da, e bine cum ai spus. E bine? Pentru sigur, împotrivă și abțineri. Trecem la următorul proiect. Trecem peste proiectul 6 cu diverse, lăsăm la urmă. Trecem la proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului împreună. Domnul Moraru. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului împreună pentru fete, absorbante gratuite fetelor vulnerabile din școli. Inițiator Gheorghe Cimpoișu, consilier local. Cine citește referatul? Domnul secretar, vă rog. Beneficiarele acestui proiect sunt elevele care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Onești, care vor beneficia de ateliere și materiale informative, precum și de produse de igienă specifice. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 92/2023, proiectul menționat a fost implementat în două unități școlare la nivelul municipiului Onești, ca unități pilot, respectiv școala gimnazială George Călinescu și colegiul tehnic George Asachi. Acest proiect a avut un impact benefic. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Referatul a fost prezentat, avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la penultimul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobate prin hotărârea Consiliului Local 271 din 26-10-2023, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar pentru prezentarea referatului de aprobare. Potrivit noilor reglementări legislative, personalul medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar este preluat în structura de personalul medical angajat de autoritățile administrației publice locale începând cu data de 1 ianuarie 2024. Astfel este necesară modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobată prin hotărâre de Consiliu anterioară. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, domnul Jitaru, comisia numărul 1, comisia numărul 3, favorabil și la comisia numărul 4, dacă avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la ultimul proiect de pe ordinii de zi. Probleme de interes local. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Zasu, Domnul Zasu Bascul. Da, o scurtă informare, tot pe domeniul sportiv. Cred că știți, dar bine să mai amintim încă o dată. Oneștiul are în acest moment sportiv calificat sau în curs de a se califica la Jocurile Olimpice. Și ar trebui totuși să-i amintim pe Mihaela Cambei, care e sportiva numărul 1 la disciplina halbere, este urmează să fie premiată de Agenția Națională pentru Sport săptămâna viitoare, Amalia Gheroartă și Livia Cosma, la gimnastică, care au participat la cam ultimele campionate mondiale și au calificat România la Jocurile Olimpice, la Paris.
sportiv, decenat la CSM Unești. Săptămâna viitoare va fi o gală a gimnasticii, organizată tot de către colegi de-ai noștri de la CSM, Vitan Gabriel, atletism și Anton Alin, încă luptă și urmează să califice la jocurile la campionatul mondial pentru a prinde o calificare la Paris. Și Georgiana Miller, care se antrenează pentru campionatele europene și mondiale, pe care ar trebui amintiți și ar trebui promovați și sprijiniți totodată, pentru că ultima perioadă anul trecut, din ce știu, la CSM a fost o criză financiară care a afectat activitatea sportivilor și cred că ar trebui totuși pe viitor să Consiliul Local, primăria, să găsească o soluție de a sprijini și financiar aceste cluburi. Când se confruntă cu anumite probleme delicate, ar trebui totuși ascultați și sprijiniți. Asta în măsura în care există posibilități de a-i sprijini, eu zic că există, mai ales că Oneștiul este un oraș renumit pentru sport, a fost și sper că va fi în continuare. Problema cu clubul Trotușul, cred că ar trebui să ia în vedere a se lua în calcul și dubla legitimare, acolo unde se găsesc soluții pe parte de antrenament, se pot găsi antrenamente și la cele două cluburi sus amintite, CSR și CSS. Pentru că la CSS există sală, la CSM există sală, poate există o colaborare pe partea asta de dubla legitimare, bineînțeles, dacă se reușește. Dar zic că ar fi în sprijinul copiilor să se întâmple așa ceva. Asta am avut pe partea de sport. Atât, am înțeles pe partea s-a rezolvat. Mulțumesc. Da, fac apel către dumneavoastră, către oneșteni, către oamenii de afaceri din zona Oneștiului și nu numai. Ieri a fost încărcată achiziția pentru investiția de extindere de rețea gaze naturale în cartierele Orzești și Slobozia. Probabil astăzi sau mâine va fi vizibilă pentru agenții economici. Fac apel să încurajați, cu cât vin mai mulți operatori, cu atât cât sunt șansele să fie un preț puțin mai mic, pe raport calitate-preț, și să facem economii la bugetul local. De asemenea, în maxim 3 săptămâni, se vor încărca 8 contracte pentru achiziții de reparații trotuare. Cu aceste 8 contracte vom acoperi întregul oraș, cel puțin zona de blocuri. Valoarea contractelor se ridică la 5,4 milioane. Cu aceste 8 contracte am hotărât să fie 8 contracte mai mici pentru a veni cât mai mulți, pentru termenul este foarte scurt de execuție, doar de 6 luni pe fiecare contract. Ne dorim să fie operatori, dacă se poate mai mulți, dacă nu pot să ducă, pentru a le acoperi în timpul ăsta util. Nu mai mergem cu contracte subsecvente, pe un termen mai lung, mai multe contracte subsecvente, am împărțit în contracte mici, să putem acoperi într-un timp rapid, să eliminăm disconfortul din toate zonele orașului, să nu se simte unii locuitori marginalizați, într-o parte s-a făcut, în altă parte nu. Anul ăsta îmi doresc să încheiem tot ce ține de modernizarea zonelor pietonale și în paralel venim din urmă cu asfaltările pe fiecare zonă. Mulțumesc! Mulțumim! Mai are cineva de intervenit? O să închei eu ședința, că dacă tot am fost președinte, mi-a acord beneficiul ăsta. Se plânge lumea că noaptea la Piața Catedralei sunt luminile aprinse toată noaptea. Bun, și n-ar trebui să fie aprinsă toată noaptea? Întreabă lumea dacă... Este un consum de 6 kW, din câte știu. Bine, dacă e atât de mic consumul, toată lumea se întreba dacă nu este... Nu s-a acolo cheltuielile, nu. Bine, deci înseamnă că... Decori economici, cheltuielile sunt foarte mici pe iluminator din piațetă, ar fi ciudat să facem. Da, economia asta. Întreabă lumea și... E nesemnificativă cheltuielile. Bine, dacă e nesemnificativ, e foarte 6 kW. 6 lei pe oră. Adică foarte puțin. Da. Într-o noapte, 60 de lei. Da. Mulțumesc tare mult. Declarăm închise lucrările ședinței ordinare de astăzi. A vrut domnul Gitaru să mă ajute. Mulțumesc.